Salutare tuturor și bine ați venit, eu sunt David, iar în acest clip vă prezint o mașină de găurit și înșurubat de la Total, modelul TDLI2002E și bineînțeles că o să facem și un scurt test, dar înainte de asta, haideți să vedem cu ce vine în set, ce caracteristici tehnice are, după care o să trecem la partea de test. Mașina o să vină livrată în această cutie de transport, o cutie din carton, iar în set, alături de bormașină, o să primiți 2 acumulatori de 20V și 2Ah de la Total din gama Plus Share, o stație de încărcare rapidă ce încarcă acești acumulatori în maxim o oră, un manual de utilizare lângă care o să găsim o clemă de fixare la curea, se poate monta fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă a mașinii, în funcție de mâna cu care lucrați. Tot în setul de livrare o să găsim și acest set de accesorii, câteva capete de înșurubare, un port bit și două feluri de șuruburi ca să ne putem apuca de treabă imediat ce am achiziționat această mașină. Alături de mașină și de restul accesoriilor în set, o să primim și o geantă textilă pentru transport și depozitare. Haideți să trecem puțin și la specificațiile tehnice ale acestei mașini. În partea din față este dotată cu o mandrină rapidă și cu autoblocare din plastic cu o deschidere maximă de 10 mm. În continuare, rola pentru cele 15 poziții de ambreiaj plus poziția de găurire pe mijloc. În partea de sus, cele două viteze de funcționare ale mașinii, viteza 1 și viteza 2. Pe viteza 1 dezvoltă un număr maxim de 400 de rotații pe minut, iar pe viteza 2 un număr maxim de 1500 de rotații pe minut. Bineînțeles, acestea sunt și variabile, pornesc de la 0 și se duc până în limitele mai devreme menționate. Variatorul este poziționat în butonul de pornire, turațiile pornesc de la 0, după cum puteți observa, și se duc până în limitele maxime. Tot acum puteți observa că în partea din față este dotată cu un LED ce iluminează foarte bine zona de lucru. În continuare, deasupra butonului de acționare avem selectorul pentru sensurile de rotație, stânga-dreapta plus o poziție pe mijloc în care butonul de acționare nu mai este activ, pentru a facilita transportul bormașinii atunci când o transportăm alături de alte unelte, să nu se apese cumva accidental. Mânerul, după cum puteți observa, este îmbrăcat în silicon pentru a facilita ergonomia și confortul în utilizare, iar în partea de jos, bineînțeles, acumulatorii din gama 20V Max Plus Share. O gamă destul de mare de unelte, aveți la dispoziție foarte multe unelte ce funcționează cu același tip de acumulator. Odată achiziționați acești acumulatori, puteți achiziționați și alte unelte din gamă care vin livrate fără acumulatori, iar voi deja aveți acumulatorii pe care îi primiți în set alături de această mașină. Acumulatorii au în partea din spate un indicator luminos pentru a afișa nivelul de energie disponibil în acumulator. Mașina dezvoltă un cuplu maxim de 45 de Nm, suficient pentru majoritatea aplicațiilor pe care le desfășurăm cu aceasta. În continuare, o să vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut cu această mașină de găurit și înșurubat cu acumulator de la Total. Viteza 1, poziția 3 pe rola ambreiajului, șurub 6 x 80 mm. Poziția 6. Poziția 9. Poziția 12. Poziția 15. Aceasta este și poziția maximă, după care comutăm pe modul pentru găurire. Înșurubare, col șurub 6 x 80 mm, viteza 1. Șase ori 120 de mm. Șase ori 180 de mm. Șase ori 200 de mm. Ori 160 de mm. Intră ambreiajul, o să-l pun pe modul pentru găurire, unde avem cuplul maxim. 8 ori 240 de mm.
Aceasta este și dimensiunea maximă pe care vă recomand să o înșurubați cu această mașină. Comutăm pe viteza a doua pentru găurire, primul test cu burghiu de 12 mm, poziția ambreiaj pentru găurire. Mm viteza a doua. Mai multe informații, dar și specificații tehnice legate de această mașină de găurit și înșurubat o să găsiți în descrierea produsului de pe site, dar bineînțeles și în manualul de utilizare ce însoțește produsul în pachetul de livrare. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!